și ce zis polițiștii? Cu asta, o să am vrut schemă, o vrut schemă echipajă. Ori nu te duci, ori chemă echipajă și te duc la arestare. Și o să zis, dar și cu asta? Iată ies, o suna la grupă, că să vii după mine să mă iei. De asta îți dai seama și faci. Dar care e problema? Că ai muzică sau că ai lozincă? Nu, că am și lozincă și muzică, că dă-te într-o parte. Dar mai multe muzică încurca. Dar oamenii nu încurcă muzica. Din contra le palași, ele se duc și vin. Dar știți, băi, mă, știți, poliție? Nu știu, de că hai cu mine și ai să vezi. Dar au sunat la asta. Și ați dat mai ceva, să mai veniți încă o dată ca să o luați. Să mă iei. Dar unde să mă duc, idei nu am. Cum pot să duc un om invalid? Și-ți glumesc? Eu mă duc la proteste dacă ceva se întâmplă. Și domn polițist, și vă încurcat femeia aceea? Dar dumneavoastră cine sunteți? La 3 metri, așa aș filmați că-ți doriți, dar la 3 metri nu vă apropiați. Și vă încurcat femeia aceea? Ce ați alungat-o de aici? Vă încălca vreo lege, ceva? Vă simțiți timpul lui Voronin, na? Băgați frica în oameni. Sunteți în apărarea drepturilor omului sau în apărarea mafiei? Și vă încurcat femeia aceea? Hei, înghițit limba, că n-ai argumente juridice, ai primit ordine și execuție. La 3 metri de la mine. Și nu 3 metri, aici ia numără. Nu 3 metri, numai un pas. A, că nu știi să numeri, nu știi să numeri, probabil. Și poți să aberezi și să joci. Și te-ai luat de femeie și ești, și te-ai încurcat femeie și ești. N-am să-ți dau nicio explicație, că nu sunt drept să-ți dau dumitale vreo explicație. O scrie o plângere penală, că-ți bagi eu de drepturile omului. Și ai spăriet femeie și ești. Eu nu am spăriet-o absolut cu nimic. Dar ce ai zis că chemi echipajul, că nu știu alun, și ți-a încurcat muzica, lozinca. Ați auzit? Pe asta te întreb. Ați auzit ce am comunicat de cu dânsa, dar întreb. De ce afirmați niște aberații? La 3 metri veni... și puteți să filmați vitoriți. Nu ne încurcați, de ce veniți nu ne încurcați să ne exerștăm noi atribuții. Ce la 3 metri ai? Și filmați vitoriți. Ce atribuție ai? Ce faci aici? Bagi frica în oameni. Organ. De drept. De spăriet oameni. 3 metri, frate. Ieri strada asta din fața primăriei era plină cu mașini, până inclusiv aici la trecerea de pietoni. Polițiștii treceau pe alături și nu ziceau nimic. Dar azi ia uitați-vă, liberă toată strada. Și cam de ce credeți? Delegație oficială. Numai cu așa ocazie se face ordine în centrul capitalei. Și e plin de polițiști. Dar altfel, parchează care și cum vrea. Inclusiv trotuare, inclusiv în fața primăriei. Așa e la noi cu regulile. Știi, Maria, de ce nu te lăsa polițaiul și ala acolo? Ce? Este delegație oficială azi în Chișinău. Unde? De ce? Vine președintele Lituaniei. Wow, poate să vii și la mine? Capitala europeană. Câine maidanez, cipat, probabil și castrat. Dar pe bulevardul central, vis-a-vis de primăria capitalei. Halal Smart City. El acum e setul și bine dispus. Dar dacă se înhăitează, dar dacă se înfometează, dar dacă îl mănâncă păduchii și lembricii, sare la oameni. Poți să-l muște chiar pe primarul cioban. Nu-i așa că ne-ar părea rău de primar sau de vreun consilier mușcat de javră? Cățelul ăsta merită grijă, atenție, într-un azil sau adoptat. Dar deocamdată îmblă liber pe străzile capitale. Super Smart City.